Locatarea trei blocuri din Craiova riscă să rămână fără parcări după ce firma trimisă de primărie a asfaltat o parte dintr-o proprietate privată. Locuitorii s-au revoltat ieri când la nici câteva luni de când zona a fost proaspăt asfaltată, muncitorii de la drumuri au venit să decoperteze parcarea. Această parcare este folosită de noi încă de când s-a dat blocul în folosință din 1978. Suntem mulți cei care ne parcă mașinile aici, a declarat unul dintre locuitorii din cele trei blocuri. Alți craioveni se gândesc că o viitoare construcție pe acest teren ar putea afecta rezistența propriilor blocuri. Cel care a emis titlul de proprietate și a transformat acest teren în teren privat a comis un abuz, pentru că în spațiul de aici nu este loc decât de parcare. Dacă așa Zisul proprietar vrea să construiască pe acest spațiu, înseamnă că două dintre blocurile de aici o să cadă. Terenul este în așa fel amplasat că orice lucrare ar afecta rezistența clădirilor din jur. Suntem peste 100 de familii aici, nu vrem să ne trezim în stradă, a explicat un alt Craiovean. Acest teren de câteva sute de metri pătrați, deși privat, a fost tratat ca domeniu public și utilizat de toți locatarii din zonă pentru parcarea mașinilor personale. Reprezentanții primăriei Craiova au explicat cum s-a ajuns la această situație. Amenajarea zonei a început după ce angajații primăriei au predat amplasamentul către firma care se ocupă de aceste lucrări, doar că muncitorii nu au ținut seama de planuri și au asfaltat și au montat borduri după cum au crezut de cuvință. S-a ajuns astfel la situația în care s-a turnat asfalt și peste o parte din proprietatea privată a unui Craioven, care deține acolo un teren de 351 de metri pătrați pentru care are titlul de proprietate. El avea obligația de a îngrădi, dar nu a făcut acest lucru. În schimb, ne-a sesizat la primărie că s-a trezit cu asfalt pe pământul lui. În consecință, am fost nevoiți să cerem muncitorilor firme care executa lucrarea să meargă și să scoată asfaltul de acolo. A explicat Delia Ciucă, directora compartimentului de servicii publice din cadrul primăriei Craiova. Locuitorii din această zonă nu vor însă să renunțe la parcări și spun că vor face noi demersuri pentru a opri decopertarea asfaltului.